Doamne, astăzi este un caz extrem de grav. Durerile sunt imense, plin de dexametazonă, de toate astea. Este vorba despre un pacient care l-am luat eu în urgență. Cum vă numiți? Călin Sterian. Domnul Călin, spuneți un pic, astea sunt medicamentele care le-ați luat. Da. Mai când ați luat dexametazona asta? Deci acum 8 zile am început cu prima. Așa, și astăzi? Și mai am o singură fiolă. Astăzi ați luat? Astăzi sau ieri? Astăzi am luat. Astăzi, da. Unde ați făcut injecțiile? La centrul medical. Da. Deci, toate medicamentele astea vă rog să le citiți. Paracetamol, algocalmin, da. Gabagama, da. Codexa, da. Usomez, da. Da, da, da. Și Doreta. Da. Deci, domnul Cătălin, mergea, arătați cum mergeați că, și cum ați ajuns. Mergeați în felul ăsta, da? Da. Așa. Și v-a văzut un pacient de-al meu. Da. Și a zis, nu se poate. Cătăline, tu muncești aici de ani de zile, nu vreau să te văd așa. Și ați venit, asta e prima procedură. Ce impresie v-a făcut prima procedură, domnul Cătălin? Interesant și eficient. Auziți, vreau să vă explic două lucruri. Ați fost propus pentru operație de mai mult neurochirurgi, da. Neurochirurgi, dintre care domnul doctor Ciurea, da? Da, da, da. Așa. Dânsul ce a spus? Dânsul a spus că să mai amânăm puțin, că s-ar putea să... Da. Mai dureze un pic. Da. Să mai mâni cu ce? Cu dexametazona? Nu. Astea nu le-am mai luat până da. Acum niciodată. Da. Păi da, dar le-ați luat că n-ați mai putut. Durerea foarte mare. Bine. Deci, un singur lucru trebuie spus, că dânsul domnul Cătălin a fost la mai mulți neurochirurgi și toți l-au propus pentru operație. Este adevărat, da? Haideți, plimbați-vă. Ce simțiți după prima procedură? E plăcut. Da. Încercați să puneți piciorul drept, piciorul stâng, acolo sus. Trebuie să spus că sunteți un intelectual, nu? Și lucrați de câți ani lucrați în birocrație? De ani buni. Da. Lucrez din 1980. Da. Câți primari ați prins? Aici am prins pe toți după Revoluție. Ce? Puteți să-i spuneți pe toți, unul după altul? Crin Halaicu, Ciorbe, Lis, Băsescu, Videanu, da. Doamna Firea, bravo. Oprescu. Da. Hai, dar spuneți piciorul stâng, piciorul drept acolo și flexați în față. Da. Oh, să nu cădem. Dar puneți ca lumea. Auziți, flexați. A, așa. Puteați înainte că veniți, ați venit să faceți asta? Nu. Vă întreb cu mâna pe inimă. Asta face operația fără bisturiu. A, așa, nu ne grăbim, nu. Așa. Domnul Cătălin, vă puneți în genunchi și vă ridicați ținându-vă de taburetele acela. Toată lumea știe că punându-te în genunchi e cam greu când te dor spatele. Un picior înainte și vă ridicați. Încă ceva, că se vede că ați fost sportiv, dumneavoastră aici puneți așa o mână și dați așa, pac, 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 așa. Așa, hai. Foarte bine. La tinerețe ce sport ați făcut? Am făcut volei. Da, da, da. Hai da, domnul Cătălin, cu fața spre mine, burta trasă, să alergăm. Hai da, să alergăm. Inspirăm, expirăm, inspirăm, expirăm. Domnul Cătălin, o să intrați într-un program. Programul Brândușa, care o să implice un mod de viață schimbat și vitaminele din alimentul prețios Brândușa, care sunt garantate material, dar care o să facă ca, dumneavoastră în puțin timp să nu mai fumați două pachete pe zi, o să facă ca dumneavoastră să fiți mai bine, pentru că circulația de sânge este mai bună, pentru că colesterolul, trigliceridele serice, în fine, remineralizarea structurii osoase. Remineralizarea structurii osoase este principalul scop a modului de viață Brândușa. De ce? Pentru că din demineralizarea structurii osoase, dumneavoastră aveți o scădere a coeficientului de viscozitate a lichidelor sinuviale. Din cauza asta, compresiile nervoase sunt multiple. Din cauza asta, dumneavoastră ați acuzat dureri peste tot, în tot corpul. Bun. Acum, vă mai întreb încă o dată. Haideți să mă filmați dumneavoastră pe mine. Țineți așa, să vedem și cu brațele și cu tot. Vă puneți aici pe taburetele ăsta, pe scala asta, trag aer și mă las brusc. Așa. Cu capul un pic în spate, ca să avem o linie
Așa, ușor, ușor. Ușor vă prindeți. Așa, trag aer. Folosiți la ambele mâini policele și la cealaltă mână cu degetul mare. Vă prind. Așa, trag aer. Limba. Ha. Trebuie spus cum ați venit, târându-vă. Incredibil, dar adevărat. Hai, mă bucur pentru dumneavoastră, domnul Cătălin. Vă aștept luni, căci am făcut un contract. Dumneavoastră, din momentul ăsta, nu mai luați niciun antiinflamator. Vă stau la dispoziție. Procedura mea, operația durerilor de spate fără bisturiu, precum ați văzut, înlocuiește ce a făcut antiinflamatorul cu contraindicațiile lui. Aici nu sunt contraindicații, ați văzut, nu sunt mișcări aleatoare, totul este inofensiv, dar totul este în bine. Deci, în concluzie, cum vă simțiți în comparație cu înainte? Mai bine. Asta o spuneți cu mâna pe inimă. Mâna pe inimă. Vă doresc încă o dată mult succes în program. Doamne ajută!